genul programului, familie. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Vasile Ienuță, vă spun bun găsit la City Pulse. Se împlinește o săptămână de când în clubul din București au murit 29 de oameni inițial, după aia au mai murit încă 3 la spital, încă vreo 130 ceva de oameni se chinuie prin spitalele din România. Un banal concert, lansarea unui album, a dus la lansarea unei mici revoluții care a dus la schimbarea guvernului sau la demisia guvernului. Despre asta, dar și despre altele, vom vorbi împreună cu domnul medic Tudor Ciuhodaru, deputat UNPR. Domnule doctor, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Spuneam că se împlinește o săptămână de când s-a produs o adevărată tragedie. Nimeni nu își închipuia că după un principiu al dominoului se vor produce atâtea evenimente în România, inclusiv demisia primului ministru. Ați bănuit că primul ministru va avea, știu, și tăria și bunul simț la urma urmei să-și dea demisia? Din punctul meu de vedere, cred că ar mai fi trebuit să fie și alții. Pentru că, într-adevăr, există și o responsabilitate politică în ceea ce ne se întâmplă în viața de zi cu zi. Dar să nu uităm că un astfel de eveniment tragic se poate întâmpla oriunde și oricând. Din punctul ăsta de vedere, Iașul stă pe o bombă cu ceas. Și dacă dau doar două nume, două evenimente tragice, vorbesc de cazul profesorului Brăilean plimbat între spitale din Iași și cazul domnului Barba, care a murit într-un serviciu de urgență după 10 de ore de așteptare, văd că lucrurile trebuie luate cât se poate de serios. Cine greșește trebuie să și plătească și chiar îmi pun problema astăzi la 5 ani de la desfințarea spitalului de urgență, că cei care au zis că se poate, că nu e niciun fel de problemă să renunț la 4 săli de operații, la 9 paturi de urgență, la o secție de arș, un centru de arș cu 15 paturi de arș și 5 de terapie intensivă, care au renunțat cu prea mare ușurință la un spital care asigura 43.000 de urgență în fiecare an, fără a pune nimic în loc, dacă nu ar trebui să plătească. Eu mă uitam pe niște statistici oficiale, domnul Ienuță, pentru că vorbim de cifre care arată o realitate dezastruoasă. Odată cu desfințarea spitalului de urgență, țin să vă aduc aminte că înainte, la spitalul de urgență Sfântul Ioan, timpul de preluare mediu era cam de 5 minute. În 2 ore, orice caz era rezolvat. Că pacienții se plimbau rare ori pe cerul patriei și că doar un pacient la 8 ore era plimbat între spitale. Pe statisticile care mi le-a oferit Ministerul Sănătății, vedem că în fiecare oră există câte un domn Lăzărescu, un pacient plimbat între spitale. Timpii de așteptare au crescut exponențial. Aproape că nu auzim de caz grav care să nu se plimbă pe cerul patriei spre București. Și am văzut că și acolo sunt mari probleme. Iar nimeni nu poate să ne spună câți dintre aceștia s-au mai întors. E un sistem despre care vorbim, sau despre nereguli, deficiențele unui sistem despre care vorbim de 20 de ani, cel puțin. Și probabil că vom mai vorbi dacă nu se vor lua măsuri urgente. Ideea e să nu moară oameni și să nu cheltuim sume imense atunci când ne deșteptăm la un moment dat și ne trezim că trebuie să facem mari sacrificii să salvăm vieți în urma unui accident. Poate lumea nu știe definiția catastrofei, da? Catastrofa e acel eveniment, să-i spunem, în care, să zic, se produc un număr de victime peste capacitatea unui spital sau unei comunități de a rezolva. Ai 100 de victime și tu ai doar 50 de locuri în spitale, deja vorbim de o catastrofă. Cam așa, aproape că s-a întâmplat și în București, ca dovadă că a fost nevoie să se ducă în toate spitalele
câte 10, 15, 20 de pacienți, să avem nevoie de sprijin medical din exterior, plus alocarea unor sume de bani, pentru că aici o să revenim și să ne spuneți dumneavoastră mai multe ce înseamnă despre ARS. M-aș întoarce un pic la demisia premierului și v-am întrebat dacă vă așteptați la așa ceva. Demisia este un act unilateral. Fiecare decide ce trebuie să facă atunci când se află într-o astfel de situație. Dar dacă ne uităm pe evoluția acelui departament de situații de urgență, cred că și altcineva ar trebui să facă același lucru. Sunt câteva date care pere, să spunem, da? Accidentul din Apuseni. Domnul Ionuță, permiteți-mi să punctez. Deci când a fost vorba de accidentul din Apuseni, domnul Arafat l-a informat pe premier că i-a identificat pe acei pacienți și că toate lucrurile decurg așa cum trebuie. La Sud-Gheol, tot domnul Arafat ne-a spus că nu pot fi auziți cei care au căzut în apa înghețată și s-a dovedit că realitatea este cu totul alta. În plus, nu știu cum naiba, parcă trăim în zona crepusculară, planorul acela nu a mai fost găsit, planorul prăbușit în România nu a fost găsit, iar salteluța pentru cădere de la înălțime a fost adusă doar după ce pacienta s-a aruncat de la înălțime. În plus, ne uităm la evenimentul tragic, cred că e cel mai cumplit accident colectiv pe care l-am avut în România în ultimii 25 de ani, din punctul de vedere al numărului și gravității victimelor. Dacă ne uităm la declarațiile martorilor, se spune că acel club era identificat. Inspectoratul pentru situații de urgență fusese acolo, așa că domnul Arafat nu ne poate spune că nu avea cunoștință de ceea ce se întâmplă și că lucrurile nu puteau fi prevenite. Și pentru că vorbim despre o viziune, apropo de catastrofă, cum spuneți dumneavoastră, 200 de pacienți nu este chiar un număr imposibil, chiar e un număr mic. Gândiți-vă când a fost accidentul de la Bârlad cu 43 de victime cu un autocar răsturnat, Spitalul de Urgență Sfântul Ioan a rezolvat în 2 ore întreaga patologie. Într-adevăr, nu a fost la gravitatea celor din București. Dar, e și un alt gen de traumă. Că arsurile sunt și în accidentele rutiere. În plus, dacă vorbim de 200 de victime, ne gândim că sunt ocupanții a 3 autocare care pot să vină de la Lețcan spre Iași, sau dacă tot avem aeroport internațional cu piste pe care aterizează Boeing-uri, gândiți-vă cât pasagerii sunt într-un astfel de avion. În plus, avem teatre, avem biblioteci, avem instituții de învățământ în care lucrurile se pot întâmpla oricând. Tocmai de asta avem experiența anilor trecuți și experiența altor țări care au trecut prin lucruri similare și vreau să vă dau câteva exemple. În septembrie 2008, 44 de oameni au murit într-un club din Shenzhen, China, unde tavanul s-a aprins de la un foc de artificii. Haideți să vedem la Max Space. În 2004, în Buenos Aires, Argentina, da, un incendiu a ucis 194 de persoane într-un club supraaglomerat, tot așa din cauza unui foc de artificii care a aprins spuma cu care era capitonat tavanul. Trebuie spus că proprietarul clubului a primit 20 de ani de închisoare. În februarie 2003, în Statele Unite, tot într-un club, 100 de persoane și decedate și 200 de răniți, artificiile folosite de o trupă rock, care tot așa a aprins spuma izolantă. Pot relua în decembrie 2000, incendiu cu 300 de morți într-o discotecă dintr-un oraș chinez. În 98, iară un incendiu cu 63 de morți la Göteborg, în Suedia. Și lista poate continua. Deci erau experiențe tragice în lume și sunt convins că au avut impact la vremea respectivă, cum și tragedia de la București a avut. Nu a învățat nimeni absolut nimic. Nu, n-a învățat nimeni absolut nimic. N-am învățat nici de cazul Max Space, țineți minte, un caz asta tragic în Iași. Și la Iași, în 2002, în discotecă, tot vă reamintesc că în condiții mult mai vitrege decât cele din București, Spitalul de Urgență Sfântul Ioan a reușit să salveze una dintre fetele care aveau... Să spunem că au fost două fete arse atunci, era un bal al bobocilor într-o discotecă. Un accident stupid până la urmă, o demonstrație de karate la care s-au utilizat substanțe inflamabile, da. Și eram de gardă noaptea respectivă, nimeni nu poate să descrie suferința, panica, agitația și ce măsuri trebuie luate rapid. Tocmai pentru că vorbim... Trebuie spus că una dintre fete a murit la
ceva timp după... Arsura este o boală extrem de gravă și nu vorbim doar de o boală de piele, cum greșit se crede, ci vorbim de o boală de sistem care afectează toate funcțiile organismului. Și pe acești pacienți critici, pe acești pacienți politraumatizați, în toată lumea asta tendința este de a fi dirijați către servicii de urgențe funcționale, centre de traumă. Există acel reviziu trauma score, un scor de traumă revizuit și dacă este sub 4 trebuie să ajungi într-un centru de traumă. Și țin să vă reamintesc că am reușit în 2011, există o hotărâre de guvern 974, prin care Iașu ar fi avut un astfel de centru de traumă. Trebuiau alocate 20 de milioane de euro. Era pe construcție de tip zgârie-nor, dacă vreți, beton și sticlă și fier beton. Și dacă începea în 2011, în 2013 ar fi fost gata. Așa că am fi putut sta mai liniștiți. În momentul în care am fi avut o clădire cu toate facilitățile necesare, Iașu ar fi avut doar de câștigat. Și mă întreb și eu cât de criminal pot să fii, e crimă cu premeditare, să desfințez acest proiect. Două treimi din cluburile din oraș, încă vorbim de cluburi, numai de cluburi, două treimi dintre ele nu au vizele de funcționare. Deci erau oricând, să zic, aveau șansa, să zic, sau ghinionul să se producă acolo o tragedie. Pentru că nu aveau autorizații de la ISU sau chiar autorizații de la primărie sau aveau un funcțional cu totul impropriu pentru ce și-au scos autorizația. Dacă la Iași s-ar fi întâmplat o tragedie ca la București, am fi avut unde să tratăm răniții? Nu, ca dovadă că și la ora actuală arșii de peste 30% suprafață corporală sunt urcați în elicopter, avion și transferați la București. De gândiți-vă că prognosticul arsului depinde de rapiditatea intervenției, că trebuie să asiguri o încăpere specială, o adevărată uzină de aer care să filtreze și de contamineze acest aer de orice sursă bacteriană, microbiană, și în plus trebuie circuite speciale. După ce stai vreo 10-12 ore printr-un serviciu de urgență în care lângă tine stă și cel cu traumă și cel cu patologie digestivă, fără posibilitatea de a asigura asepsia, antisepsia, dacă nu poți să îl preiei corect, să faci baia arsului, să intervii rapid, iar arsul presupune o sumedenie de măsuri terapeutice de o complexitate excepțională. Se intervine de urgență, se excizează zonele necrozate, se debridează, se face grefare din prima. La ora actuală aceste lucruri nu există și este bine de menționat că francezii care au ajuns în aceste zile la Iași căutând să intervină pentru salvarea celor din București sau să vadă ce se poate face aici, comentariile au fost de tipul olala, se pa posibil. Da, este posibil că în contextul în care noi am desfințat și spitalul de urgență și centrul de arși și centrul de traumă fără a pune nimic în loc. Eu mă gândesc cu mare atenție la ce s-ar întâmpla într-o astfel de situație. Cred că proiectul Spitalului Regional de Urgență este vital în acest moment și știți foarte bine... Vorbim de proiecte și rămân... Deci, da, eu sunt la o campanie pe care o fac pe Facebook-ul meu, Tudor Ciuhodaru, de strângere de semnături pentru acest spital. Pentru că dacă nu se începe construcția cât mai repede, pe Programul Operațional Regional 2014-2020, adică să reușim să folosim și banii europeni, proiectul acesta iar devine o fata Morgana plimbată pe cele 7 coline ale Iașului și știm foarte bine că doar interesele unora, orgolile, au făcut ca în Copou să nu avem un adevărat spital de urgență. E deja ne-am plictisit cam cum era cu aeroportul pe vremuri, toată ziua vorbeam. Eu sunt revoltat, domnule, nu e vorba de piste care trebuia lungită cu câteva sute de metri și nu eram în stare să turnăm niște beton pentru că erau, nu știu, poate fel de interese. Poate fi copilul oricăruia dintre noi. Cu atât mai mult, dar vedem numai în cazuri, noi ne trezim doar în cazuri din astea grave că ne lipsește câte ceva și că nu putem față. Noi n-am fost în stare să renovăm spitalul de copii care de ani de zile stă așa cum stă, ții și greață pur și simplu să intre în unele încăperi și doar efortul celor care trudesc acolo reușesc să țină acel spital în picioare și să-l facă funcțional. Dar s-a promis acum vreo 3-4 ani când era campania electorală că vom renova două spitale, neurochirurgia și spitalul de copii. S-a început cu neurochirurgia. Nu e un alegerea lucru, nu
nu știu pe ce criterii a fost făcută, dar era bine dacă și spitalul de copii începeam să... Vreau să vă întreb în schimb altceva. A fost un... o idee de creare la Iași a unei bănci de piele, da? O structură medicală în care țesuturile de la donatorul viu sau cel aflat în moarte cerebrală sunt recoltate și sunt păstrate. Era un proiect la nivel național, trebuiau făcute în câteva centre din țară și a fost oarecum abandonat. Au crescut și bălările pe acea bancă de țesuturi. Da, e un proiect, deci o bancă de piele, vedem cât de important și cât de necesar era acum. Doamne, da? Un proiect care valora vreo 3 milioane de euro și șpaga care se dă prin unele părți mai mari. Era inclusă în proiect. Noi știm că doar la Iași lucrurile importante au nevoie de timp. Și astfel de proiecte vitale pentru comunitate trec adesea pe planul secund. Vreau să vă spun și niște lucruri. Nu înțeleg de ce. Eu asta vreau să vă întreb. Sunteți și în Parlament, ați avut și aveți acces clar la legi, la sistem, știți ce se întâmplă. Un proiect de 3 milioane, vital, da, pentru țară, nu vorbesc numai pentru o comunitate, să zic cum e Iașiul, da? Se acoperea o întreaga zonă, era vorba de vreo 4 centre în toată țara. Trăim în orașul în care, ca să renovezi o clădire, o bolniță veche de 200 de ani, o bucățică durează 4 sau 5 ani de zile. Așa că cei care au zis că pot și că vor să facă acest lucru, să răspundă. Și atunci nu au dreptate miile de oameni care ies în stradă și fără spun discuție, că vor să schimbe sistemul. Fără discuție, da. Dar eu sunt unul dintre revoltații pe acest sistem și care am ales și această cale de a spune lucrurilor pe nume și am luptat pentru fiecare pacient, pentru fiecare cetățean al Iașului. Am reușit două lucruri clare. Unul dintre ele este vorba de proiectul acelui pacient critic, finanțarea pe pacient critic, pacientul ARS, care este deja introdus într-un program național și știți foarte bine că pentru terapia unui ARS costurile pot să ajungă și la 1 milion de euro. Al doilea lucru și vă anunț în aceste zile, s-au introdus acele bănci de sânge în spitale. Sunt vreo 50 de bănci de sânge puse în fiecare spital din Iași, în așa fel încât să asigurăm necesarul în caz de o astfel de catastrofă. Da, domnul Iașan, noi ne-am luat. Și domnilor ieșeni și doamnelor din Iași, noi vedem că reacționăm doar atunci când se întâmplă o tragedie, o catastrofă, dar în loc să te gândești cum să faci segmentul de urgență funcțional, să reorganizezi, tu l-amputezi cu bună știință. Eu cred că la ora actuală există și soluții pe care ar trebui să le punem în practică. Am văzut proiectul Direcției de Sănătate Publică prin care să se înființeze un centru de permanență în policlinică pentru a descongestiona activitatea serviciilor de urgență. Un lucru bun, cei care au stat câte 12-15 ore printr-o sală de așteptare insalubră, prin frig, sau plimbați prin curte la 0 grade sau prin soare la 40, știu cât este de necesar. Pe de altă parte, cred că trebuie reînființate unitățile de primire de urgențelor în Iași. Eu nu vorbesc neapărat de, dacă vreți, de un club sau o bibliotecă sau un teatru care arde. Dar s-ar putea, într-un context geopolitic complicat, să ne trezim și cu acte teroriste. S-ar putea să apară o epidemie de vreo maladie rară. Ce faci când îți concentrezi toate lucrurile într-un singur punct? În plus, pentru sistemul de urgență, și aici este marea tragedie, s-au băgat bani cu nemiluită. Iar când tragem linie și vedem eficiența, vedem că sunt multe lucruri discutabile. Până și în București, la intervenție, deși pe programul SMURT spune că în 8 minute trebuie să ajungă la locul intervenției, vedem că martorii spun cu totul altceva. Că s-a ajuns la peste 17 minute, că nu erau echipați cu răspunzători, ca de o fiecare dată, la Sud-Gol nu mergea bărcuța, acum n-aveau buteliile de oxigen, că nu s-a administrat antidotul pentru intoxicația cu cianuri. Ca să fie clar, acidul cianhidric este cel folosit din Ciclon B, gazul letal de la Birkenau-Auschwitz. Dacă din lagările de concentrare. Să spunem că atunci când s-a produs incendiu, din cauza buretelui sau, mă rog, a substanțelor, a fost declanșat și acest gaz. Pot să fac o paranteză. Ceea ce m-a zgâriat pe mine, pe retina din prima, știți foarte bine că am resuscitat în stradă, în fața TVR-ului Iași, la Radio Iași, când s-au întâmplat accidente tragice, că atunci când au fost accidente am pus mâna fără probleme, oprind mașina și ajutându-i pe cei aflați în dificultate. Dar cum pot să vezi la televizor că domnul Arafat, în timp ce medic de urgență, medic de terapie intensivă, că de urgență nu este,
în spate resuscitau cei de la maternitatea Bucur, anesteziști, tocmai cărora le-a interzis să lucreze în unitățile de primire a urgenților, iar domnia sa dădea interviuri. Pe mine m-a cutremurat acest lucru, pentru că atunci când vezi o adevărată catastrofă, jurământul lui Hipocrat este cel care ar trebui să primeze și să ajute pe cei aflați în dificultate, pentru că vremea interviurilor poate fi oricând. Vedeți, sunt o grămadă de astfel de elemente care au revoltat opinia publică și... E revoltător. E firesc normal. La un moment dat ca oamenii să nu mai reziste și să iasă pe bună dreptate în stradă. Pentru că aparent lucruri mici. Acum și presa avea nevoie de informații. Și nu vorbesc de presă, vorbesc de opinia publică. Cred că oamenii vicepremierul putea să dea aceleași informații fără probleme. Exact, putea să vină altcineva să spună. Mă rog, lăsând la o parte detalii, dar s-a strigat... Nu aveți coloană decât oficială, da? Și e un foarte bun exemplu și o foarte dură critică pe care opinia publică o aduce, ați văzut dumneavoastră, întregii clase politice, din care faceți și dumneavoastră parte, vreți, nu vreți. Pentru că atâta vreme cât vrei să te implici în ceva, automat trebuie să faci și politică. Noi, în orice clasă, că e la școală, că e la facultate, că e politică, există și repetenți și există și premianți. Uitați-vă pe activitatea mea parlamentară, la numărul de declarații politice, la numărul de inițiative legislative, eu cam am de 10 ori pe ședință cuvântul în plen. Mă rup pentru fiecare proiect al Iașului și țin minte că și asta m-a durut. În momentul în care am propus alocarea de fonduri pentru Spitalul Regional de Urgență, grupul parlamentar extrem de numeros din Iași nu a votat acest proiect. Asta vreau să vă spun. Când... A votat domnul Toader, știți foarte bine, om de la Galați, care a înțeles că în zona Moldovii, la ora actuală, cu 6 milioane de locuitori, granița NATO, nu ar fi o surpriză ca astfel de evenimente să se întâmple. Chiar dacă nu... Ferească Sfântul să producă astfel de evenimente, e clar că avem nevoie, nu? Altfel nu și-ar fi bătut atâta lumea capul să spunem, doamne, trebuie să construim, da, acel proiect cu 4 spitale regionale de urgență. Mi-am tocit pingelele și pixul mergând la minister și la Direcția de Sănătate Publică. Dar de ce nu mai vorbim și nu facem și vedem că șpăgile se duc acolo unde se duc, sumele, cum a spus și ambasadorul Statelor Unite la București, da, a spus că dacă se fura mai puțin din banii care s-au dat pe șpăgi, noi avem toată țara plină de autostrăzi. E valabil și pentru Iași, când vedem comisioanele de 10%, cred că am fi putut avea și un spital de urgență și modernizarea pediatriei. Cu totul altul. Oamenii se gândeau doar cum să facă rost de bani din nu știu ce lucrări ca să poți să cotizeze la partid, dar la urmă ormii ce să facă ce? Aici vorbim despre viața noastră și despre lucruri care cu adevărat sunt importante. De ce trebuie să moară oameni ca să-și dea demisia un premier care era așa criticat? Câți oameni trebuie să mai moară? Și țineți cont că la Iași lucrurile sunt mult ascunse sub preș în ceea ce privește realitatea sistemului de urgență. Oamenii mor, să avem un spital doctor, cu adevărat... Oamenii mor în fiecare zi și doamne să știți asta. În fiecare zi mor oameni în spitale, pentru că așa se întâmplă. Nu vorbesc despre ceea ce nu se poate face, vorbesc de ceea ce trebuie făcut și că sunt lucruri care se pot face, pentru că oamenii are dreptul să nu mai moară, să nu mai sufere, să nu mai stea atât de mult în spitale, să nu se cheltuie atât de mulți bani, nu? Medicii sunt convins că își fac datoria, da? Și se chinuie să-și facă datoria. Tot respectul meu pentru colegii mei din București care au ieșit din maternități. În București s-a investit 15 milioane sau cât s-a investit în acea clinică de 6 paturi, da? În care nu... construită special pentru astfel de tragedii, pentru astfel de accidente și spuneau că, domnule, ca să nu foi medicii dintr-un salon în altul, i-am pus pe toți grămadă și clinica este goală. Mie nu mi se pare o explicație de bun simț în primul rând și este o adevărată crimă cu premeditare să ai o astfel de unitate funcțională și să nu-i dai drumul într-un astfel de accident. Dar aici, domnule, știți, peștele de la cap se împute și valabil și pentru sistemul din Iași. Când nu ești implicat în activitatea de fiecare zi, când te uiți la sistemul de urgență de prin elicopter și dai cu gura pe la televizor și atât, nu-ți dai seama care este realitatea cruntă. Lucrurile trebuie reorganizate în așa fel încât să fie funcționale. Iar pe de altă parte, sunt și lucruri care nu costă bani. Deci, asta vreau să... Sunt lucruri care țin numai de bani?
Nu. De multe ori ne plângem, doamne, nu avem bani. Nu. Țin și de mentalitate, țin și de educație și aici vreau să vorbesc și de un proiect drag mie. Pentru că am văzut mulți dintre cei care vreau să ajute la acel accident de la Clubul Colectiv, spuneau că nu știm ce trebuie să le facem, nu știm cum trebuie reacționat. Eu cred că acea lege a educației pentru sănătate, care include și cursuri de prim ajutor făcute în școală, este extrem de importantă, pentru că până la urmă, dacă ai cunoștințele, deprindere, abilitățile necesare într-o astfel de situație, te protejezi și pe tine și poți să-i ajuți și pe ceilalți. Gândiți-vă că la 10-11 minute pe relatările oficiale, nici o resuscitare nu are șanse de reușită, doar în condiții excepționale. Așa că, practic, când ajung... Oamenii și-am auzit deseori această întrebare din relatările șocante ale unor martori. Spunea, domnule, ieșeau oamenii în flăcări și nu știai ce să faci. Nu puteai pune mâna pe el pentru că carnea era în flăcări sau era rană... Pe trup și nu știai practic cum să-l ajuți. Dar sunt lucruri... Poți să-l ajuți? Cum să intervină un om care nu e specialist? Astea elementare, apropo de primul ajutor, ar trebui predate încă din școală și nu e mare lucru să-ți pui o bucată de material textil, eventual udă în dreptul feții atunci când te afli într-un incendiu. Tocmai pentru nu a fi intoxicat cu aceste gaze extrem de toxice, vorbesc de cianuri, de aldehide, de acid clorhidric, monoxid de carbon, aflate la peste 150 de grade, care produc arsuri dezastroase de căi respiratorii superioare. Chiar dacă nu pățești nimic în exterior. Exteriorul nu reflectă nimic, înăuntru leziunile sunt adesea mult mai grave și practic orice arsură de căi respiratorii superioare influențează negativ prognosticul în unul din 5 cazuri. În plus, dacă stai mai aproape de sol, evident că vei fi expus la temperaturile crescute și la toxice. Se știe că atunci când spargi geamul, când deschizi o ușă, apare acel flux suplimentar de aer cu oxigen și se poate exacerba incendiu. Și când vedem o persoană care este în flăcări, ea trebuie stinsă imediat. Ea este agitată, nu știe ce face, este urlă de durere. Așa că o bucată de material textil groasă, care să nu ia foc, sau dacă avem acest material ignifuge, trebuie aplicat rapid și în niciun caz nu puneți, am mai văzut pacienți îngropați în pământ ca să iasă curentul electric, sau pus tot felul de substanțe pe suprafața arsă. Sare, dacă mai aduc aminte, sare, cerneală, cenușă, mămăligă, frunză de patlagină. Să știți că într-o astfel de situație este extrem de importantă terapia durerii. Dacă vă aduceți aminte că cât vă doare când vă ardeți la un deget, gândiți-vă cum arată o arsură de 20% suprafață corporală de gradele 2 și 3. Păi și aici este altă problemă. Durerea este șocogenă. Dacă tu te duci cu paramedici, ca să explic pe românește, că sunt un fel de pran cardier cu 146 de cursuri de prim ajutor de școală post-liceală, ei n-au voie să-ți administreze niciun fel de medicație, iar lucrurile devin crânte în aceste situații. Este păcat să investești atât de mult în sistemul de urgență. Cred că 70% din fonduri s-au dus pe urgență și pe oncologie, iar la un moment dat să constați că iei pacientul din drum ca pe ouă în cofraj și când ajungi să-l tratezi, dai cu ouăle de pământ în fața frigiderului pentru că nu ai utilitățile necesare, pentru că nu ai oamenii care să știe ce să facă și să poată să facă. Și asta în condițiile în care trimitem la export anual 5-10 mii de medici și cel puțin tot atâți asistenți medicali. Da, pentru că oamenii pleacă și de multe ori spun că nu neapărat din cauza banilor, cât din cauza sistemului. Și revin, vorbim de organizare, vorbim de 25 de ani și de fiecare dată spunem poporul vrea schimbare, la fiecare campanie electorală spunem că dorim schimbare, dar nu se face. Deci, și atunci când oamenii chiar au ieșit masiv în stradă și au votat și aparent s-a mai schimbat câte ceva, de fapt lucrurile s-au schimbat doar de fațadă pentru o perioadă teribil de scurtă și am luat-o de la capăt. Vă puneți speranță că se poate schimba într-o perioadă scurtă, să zicem un punct zero acum cu tragedia de la Colectiv, da? Poate fi un punct zero și să se schimbe ceva în mentalitatea tuturor, pentru că nu vorbim numai de clasa politică aici. Dacă vă faceți speranțe de genul ăsta? Dacă vorbim despre situații de acest gen,
Am o rezervă. Probabil că va apărea domnul Arafat, va da două, trei amenzi pompieristice, va fi justițiar la televizor, va părea că lucrurile merg mai bine, dar de fapt vor crește șpăgile pentru a da obținerea de autorizație în astfel de situații. Și până acum, de ce au făcut? Au dormit și au băut cafea, n-au văzut că există situații în care se pot întâmpla astfel de tragedii. Am zis, clubul fusese verificat că asta este culmea incompetenței și lucrurile acestea trebuie sancționate. Da, dar a fost verificat pe timp de zi, pentru că primarul Piedone a spus că programul la primărie se termină la 4:30. Deci un club serios nu face un concert sau nu adună lumea la 4:30 după amiaza. E vorba de acea mentalitate. Acea... Noi suntem țara lui merge și așa, regulile sunt făcute pentru a fi ocolite. E vorba de acea mentalitate a foarte multor oameni din, din Parlament, din instituțiile publice, nu știu, de oameni care au reușit să aibă o funcție. S-a creat așa barieră, acea barieră între cetățeni, între populație și cei care au fost trimis să, să-i reprezinte. E mai mult decât o barieră, și, e o fractură. Da, o fractură și stai și te uiți șocat când vezi câtă aroganță există în da, șeful dumneavoastră de partid, generalul Oprea, spunea, domnule, nu mi-am luat concediu, am muncit, am făcut. Nu contestă nimeni lucrul ăsta. Dar era de bun simț să te întorci, să, nu știu, să faci ceva, să nu taci din gură măcar când a murit un polițist care te însoțea într-o coloană oficială. Fără discuție, dar acum nu mă pricep la coloane oficiale, eu știți foarte bine că... Putea să meargă, e un demnitar al statului, chiar nu e nicio problemă, dar e o problemă de umanitate, e o problemă să nu taci din gură. Am fost și, sau să ai o atitudine, am fost și eu întrebat dacă m-aș fi oprit la locul accidentului. Evident, da, eu sunt medic și am oprit de fiecare dată la fiecare accident. Pe de altă parte, când vorbim despre demnitari de coloane oficiale de securitate, știu că în toată lumea aceasta se aplică norme foarte stricte, pentru că asta este scopul unei coloane oficiale, să protejeze demnitarii. Sigur că da, domnule, nu are nimeni nimic, e vorba că a murit un om, e vorba că cineva tot așa nu și-a făcut bine treaba și n-a semnalizat, nu știu, o stradă. Deci lăsăm totul la voia întâmplării, suntem superficiali. Este doar unul dintre cazuri, pentru că să știți că în unitățile de primire a urgențelor din Iași ajung zilnic 1-2 pacienți motocicliști de pe drumurile neasfaltate din minunatul nostru județ. 52% din drumuri sunt neasfaltate la nivel județean. Hai să le plimbăm prin Iași, să căutăm gropile și să vedeți în câte zone se pot întâmpla astfel de accidente. Cred că măsurile trebuie luate pe toate palierile, adică nu doar politicianul este răspunzător, are marea parte de vină. Asta spun, și, vă așteptați la o schimbare? Și, credeți că omul poate să-și facă mai bine treaba acolo unde e pus? Eu vorbesc și de sistemul medical și aici eu consider că mulți dintre noi, cei mai mulți, mai ales cei aflați în funcție de conducere de 25 de ani, sunt complici. Nimeni nu spune nimic, nimeni nu arată realitatea și chiar cred că este momentul ca Inspectoratul pentru Situații de Urgență și cel public lucrul ăsta să verifice starea spitalelor din Iași din punct de vedere al riscului seismic și al riscului de incendiu. Și cred că o să avem cu surprize extrem de interesante. Era o vreme, acum probabil presa nu și-a mai bătut capul. Erau care n-aveau avize de funcționare. Dar școlile nu au avize de funcționare. Circuite. Da? Păi gândiți-vă că, să zicem, se întâmplă o catastrofă. Se întâmplă un cutremur. Acum am pus și eu problema câte din spitalele din Iași, unele dintre ele vechi de peste 200 de ani, rămân în picioare după un astfel de accident. Care este situația reală? Iar pe de altă parte, domnul Ionuță, avem cea mai puternică armă. Se cheamă votul. Că atunci când te duci la vot, dacă te duci, că dacă nu înseamnă că nu te interesează și lași pe alții să hotărască pentru tine, te mai uiți și pe cine votezi. Ce știe să facă, ce a făcut pentru comunitate. Domnul deputat. Domnul Ianuță. În 2012 s-a votat USL-ul într-o veselie. Putea să pun și o mătură să candideze și câștiga. Exact. S-a dus la vot și a votat USL-ul. N-a trecut, cât a trecut? Un an de zile și a dispărut USL-ul. N-a mai existat. A existat PSD-ul, pe care, dacă știu, candidat singur, nu știu dacă lua atâta număr de voturi, a existat PNL-ul, care tot așa, nu știu dacă nu candida într-o coaliție, nu? Deci a fost un interes nu să reprezintă niște oameni în Parlament. A fost o coaliție ca să-l dea jos pe Băsescu. N-a fost nimic probabil altceva. De asta spun, se creează rupturi de genul ăsta. Votăm una și după un an de zile ne trezim că avem reprezentanți care sunt în alte partide. Iar votul pe listă
Iar votul pe listă este ca la Marea Adunare Națională, pentru că acolo te pune liderul de partid, dacă are chef, după ce știi tu să contribui la partid și vorbesc de toate lucrurile cu care poți contribui. Cred că ar trebui să ne uităm la om, iar eu am susținut în permanență uninominalul pur din două tururi. Că e la primărie, că e la președinție, că e la parlament. Adică oamenii să poată alege omul care poate să-i reprezinte, și să știți că îi luăm în discuție, inclusiv un act notarial, prin care dacă nu-ți faci demersurile legislative pe care le-ai promis în campania electorală, să fie o demisie în alb și să te duci acasă. Așa ar trebui să nu existe nimic scris, să existe acea stare de normalitate, de acel bun simț politic, dar probabil că o să mai dureze multă vreme până se va crea o clasă politică care să aibă în totalitatea ei, să aibă. Iar dacă se vorbește de parlament penal, să înliste cu zeci de parlamentari și nu numai parlamentari. Noi am votat eu. Și miniștrii care... Au fost votați oameni din pușcărie. Exact, de asta spun. Oameni care erau în pușcărie și au câștigat alegerile. Când am propus acele două proiecte de lege prin care să demnitarul, cel care are de gând să candideze, să-și pună acel CV profesional, ce știe să facă, ce a făcut până atunci, are sau nu are condamnări, are anumite aspirații, ce a știut să facă până atunci pentru comunitate, a fost picat acest proiect legislativ. Da, pentru că parlamentul, și revin, îmi pare rău că faceți parte din el, pentru că, repet, nu vorbim ca individ, vorbim ca modul general. Zilele trecute, Senatul tocmai nu a aprobat o lege privind corupția, pedepse înăsprite pentru corupție, dar în momentul în care zeci de mii de oameni erau în stradă și spuneau că dorește schimbarea, dar Senatul a respins o lege în care se propuneau pedepse mari de închisoare, recuperarea averilor și a prejudiciului, muncă în folosul comunității și așa mai departe. Unui domn de pe nu știu ce partid, nu e o soluție legislativă, dar... Deci cam despre asta vorbim. Parlamentul a respins proiectul meu de lege privind majorarea pedepselor pentru pedofilie. No. Exact. Și am văzut o aberație, deci mamă parlamentar să iasă și să spună de la tribuna Parlamentului că ar trebui să fim toleranți și că filozofia noului cod penal să manifeste îngăduință. E clar, există o filozofie și trăim într-o epocă modernă în care pușcăria, eu știu, anii grei de ochnă, nu mai reprezintă un factor de educație. Și eu, dar care este filozofia noului cod un penal? Un corupt care fură zeci de milioane și vorbim de bani care, spuneați, putem construi un spital, dar fură școli, un singur autostrăzi. Om și el iese după un an de zile și după 20 de cărți scrise în pușcărie, e o aberație. Păi știți că eu propusesem ca toți parlamentarii care sunt condemnați definitiv, irevocabil, pe acte de corupție, odată să, și nu mai parlamentari, să zboare automat din funcțiile publice și să nu mai aibă niciodată posibilitatea de a candida la o funcție de demnitate publică sau de conducere. Gândiți-vă că îi dați hoțului șperaclu și îl invitați să intre din nou în seiful dumneavoastră. Lucrurile acestea sunt aberante și când am propus și ridicarea imunității parlamentare și am fost primul care a spus chiar în plen că renunț la imunitate, nu-mi trebuie, n-am de ce, să fim judecați exact ca orice cetățean pentru aceste... Lumea nu are și legile țării și Constituția spun foarte clar. Există imunitate pentru declarațiile politice. Păi da, bun, declarațiile politice. Ai băgat mâna în buzunar, deja ești un borfaș ca oricare altul. Da, dar s-a băgat și acel paragraf în care această imunitate nu poate fi ridicată decât cu votul colegilor din cameră. Sigur că și ați văzut și dumneavoastră că transpartinic devine mașina de spălat pentru... Asta spun. Mai dăm un pic cu aghiazmă pe frizură și... Există mai multe procedee, ele ați văzut și dumneavoastră, regretabile, dar aici cred că și noi avem un rol important. Oamenii sunt în stradă, dar trebuie să ne implicăm nu doar când se întâmplă astfel de lucruri tragice. Să știți că de astea sunt în Parlament. Adică pentru politici de sănătate, pentru un spital regional de urgență, am făcut unul, l-au desființat. Am mai făcut unul, l-au desființat. O să-l fac și pe al treilea și o să văd ce se întâmplă. Dar este nevoie de suportul fiecăruia dintre noi, implicarea fiecăruia dintre noi. Pentru că dacă nu, oamenii stau liniștiți la birourile parlamentare, se plimbă cu coloană sau nu, cu elicopterul sau nu, și vă spun că toți miniștrii de interne s-au plimbat de-a lungul timpului cu coloană oficială. S-au mai dus ei la anunț alți miniștri cu elicopterul și s-au dus la ședințe de partid. Dar cred că de fiecare dată ar trebui să existe această reacție a fiecăruia dintre noi. Nu doar o dată la 4 ani și atunci să fie rezolvată pe căi mai puțin oneste votul nostru. Țineți minte când în 2012 vă spuneam că sunt, când am candidat la primărie, că sunt milioane puse pe afișajul stradal, milioane, și că de fapt le plătim fiecare dintre noi din buzunar. Da.
Suntem la finalul emisiunii, până la alegeri mai e ceva vreme. Din păcate, câteodată alegerile astea sunt la distanță cam mare de timp, parcă le-am dorit mai des, alege în fiecare secundă. Schimba, dar lucrurile se pot schimba, totuși să-ți dorești. Mulțumesc domnului... Vrem spital de urgență, Tudor Ciuhodaru, Facebook, există formularul. Am fost impresionat, să știți că primesc semnături de la Vaslui, de la Botoșani, de la Neamț și din Iași, le mulțumesc tuturor. Haideți să punem presiune pe demnitarii ăștia care ne-am săturat cu toții ca să avem și noi un spital decent de urgență. Mulțumim domnului doctor Tudor Ciuhodaru, deputat UNPR, pentru prezența în emisiune, iar pe dumneavoastră vă invit să urmăriți în continuare concursul nostru, unde este prezentată gama Goș, după care vă voi adresa o întrebare. Gama pentru părul ondulat de la Goș, balsamul și spuma create special pentru părul ondulat, buclele fiind hidratate și descurcate. Provitamina B5, proteina de grâu și vitaminele A și E ajută la netezirea părului, lăsând buclele definite, frumoase și sănătoase. Spuma conferă o strălucire deosebită, întărește și îngroașă firul de păr și nu conține parabeni. Întrebarea este: cărui tip de păr se adresează gama prezentată astăzi? Trimiteți răspunsul dumneavoastră pe adresa de mail iasharonantena1.ro și puteți câștiga săptămâna viitoare, prin tragere la sorți, un bon valoric de 100 de lei pe care îl puteți ridica de la sediul Antena 1 Iași, din strada Grigore Ghica Vodă, numărul 13, la etajul 12. Cu acest bon puteți achiziționa produse cosmetice de la firma Contrast Impex, din strada Sfântul Lazar, numărul 38. Acum vom afla câștigătorul ediției trecute. Acesta este Andrei Sânziana. Eu sunt Vasile Enuță, până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine!